Bun găsit, stimați telespectatori! Am pășit în noul an cu dreptul. Suntem în cea de-a șaptea zi din ianuarie și mai numărăm ceva. Promisesem în ediția anterioară că vom reveni asupra principalelor evenimente care au marcat mișcarea sindicală în țara noastră. Continuăm astăzi discuția împreună cu președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, domnul Oleg Guța. Bine ați venit la noi! Bună ziua! Domnule președinte, vorbeam în emisiunea anterioară despre proiecte și lansări. Astăzi vom vorbi despre acțiuni mai concrete care s-au raportat la Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. Sindicaliștii de ziua sindicalistului chiar au înaintat o serie de cerințe către autorități. Până la etapa actuală, ce s-a întreprins și dacă ați primit vreun răspuns referitor la aceste cerințe? Răspuns noi am primit, desigur că de la toate ministerele responsabile, Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Protecției Sociale, Familiei, dar desigur că nu toate revendicările au fost satisfăcute, ci în primul rând se referă la problema salarizării. Pentru noi cea mai importantă problemă și luna ianuarie acum care noi avem negocieri privind cuantumul minim garantat a salariului și noi considerăm că vom ajunge totuși în 2014 la nivelul minimul de existență să fie salariul minim garantat. Mai mult decât atât, și patronatele și sindicatele considerăm că acest minimul de existență care va fi stabilit salariul nu trebuie să fie impozitat și oamenii să cunoască lucrul acesta să fie o rectificare. Am ajuns la un numitor comun și cu alocarea surselor pentru tratamentul balneoclimateric, mai mult pe 10 milioane de lei care va fi planificate pentru tratamentul balneoclimateric. Nu am ajuns la un numitor comun cu medicina asigurată, a crescut cu 0,5 așa cota și aici au fost o mică neînțelegere între partenerii. Sistema de pensionare și vârsta de pensie au rămas pentru discuțiile pentru anul 2014 în comisie, codul muncii tot pentru discuțiile între partenerii și desigur că o bună parte din economie informală care acum vedem că s-a început unii pași concreți pentru anul 2014 să fie un an de cotitură privind luptă crâncenă cu economia informală. Ceea ce își propun sindicatele sunt obiectivele pe care și le propune Guvernul din Republica Moldova. Și pot să enumăr doar câteva dintre ele. Dreptul la muncă este obiectivul fundamental al acestui guvern. Și nu doar drept la muncă și la un loc, ci la un loc de muncă bine plătit. Altfel suntem conștienți că migrația din Republica Moldova în afara țării va continua. Și problema demografică se va agrava tot mai mult și mai mult. Muncă la negru nu este un sloganul care, iată, noi îmblăm pe stradă și strigăm în gură mare, nu muncă la negru. Puteți să vă închipuiți, jumătate din populația nu dorește să achită niciun ban. Eu am adus pildă, un bibliotecar care are vechime de muncă, 15 ani, achită cu 170 de lei din salariu, 1400 de lei, dar unul care primește 10.000 nu dă niciun ban. Cineva dorește să mă convingă că acest lucru este binevenit. De ce? De ce tu nu stimezi pe cei învârstnici? De ce nu stimezi pe copii? De ce nu stimezi la urma urmei statul unde tu trăiești? Nu respect reguli. Și eu spun că să conjugăm eforturile pentru că să nu fie rușine pentru oameni, dar să depistăm, să amendăm, pentru că țara Moldova trebuie să aibă economie, ponderea economiei neformale la nivel de 15 miliarde de lei. Acolo sunt stipendii, burse, acolo sunt pentru cei care vârstă și au pensii care noi nu avem de unde lua și salariile pentru medici și pedagogi. Nu doar să dublăm, ci să triplăm eforturile noastre astfel încât să luptăm împotriva muncii la negru și împotriva plicului, în ghilimele plicului, salariul la plic. Vom face tot ce e posibil ca pentru tineri, în mod special, să ne gândim prin acțiuni concrete să existe aici locuri de muncă și cei care au plecat din Republica Moldova, nu din viață bună, ci în căutarea unei vieți mai bune în afara țării, să poată să revină acasă. Iată, doar prin aceste obiective, câteva din cele pe care știu că dumneavoastră le promovați, vreau să vă asigur încă o dată că înțelegem foarte bine și avem interese exacte, comune. Dacă tot vorbim despre revendicări și cerințe, și sindicalistele din mediul rural, în acest an, au înaintat un apel parlamentarilor în care au mai multe cerințe. Cât de îndreptățite credeți că le sunt doleanțele? Pentru că ați remarcat și de medicina asigurată, care este și în acela. Sunt îndreptățite pentru că, în mare parte, salarizarea în domeniul rural și au abordat probleme acestea doamna Daria Bastan și Rodica Lupu și doamna din Cimișlie, Alexandra Șevcenco,
sunt revendicările corecte pentru a negocia sursele concrete care trebuie să fie alocate, pentru că trebuie de găsit sursele acestea și noi căutăm și în economie informală și în sistemul de salarizare care trebuie să fie schimbat, inclusiv și în sistemul agricultor, pentru că în anul 2014 va fi aplicat salariul tarifar de primă categorie la nivel de ramuri agro-industriale, 1500 de lei. Asta este tot un pas care a făcut Sindicatul de Agricultură împreună cu domnul Slusăr de la Patronatul de Agricultură foarte decisiv. Ce se referă la problema de pensionare este mult de lucrat în direcția aceasta și noi împreună cu Federația, sectorul agrar, împreună cu doamna Buigă, care tot cunoaște problemă profund, o să muncim în direcția aceasta. La 15 octombrie, de Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural, după mai multe întruniri în localitățile Republicii, femeile au adoptat un apel către conducerea de vârf a Republicii. Au fost reiterate acele probleme stringente care au dus traiul lăsate la pragul sărăciei. Anterior, în septembrie, pe aceeași undă, cu un cerc mai larg de probleme, s-a manifestat și Consiliul de Femei din cadrul Confederației Sindicatelor. Consiliul de Femei a decis să mobilizeze toate forțele să mai sensibilizeze factorii de decizie pentru a schimba realitatea. La întâlnire a participat doamna Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecției Sociale și al Familiei, care a salutat intenția și a specificat că multe idei și propuneri anterioare ale femeilor sunt treptat transpuse în viață. Această platformă de discuții între noi femeile, reprezentante ale puterii și sindicatelor, este foarte importantă. Pentru că aici am auzit încă o dată care sunt problemele cu care se confruntă femeile din Republica Moldova, care sunt posibilitățile statului la această etapă să rezolve aceste probleme. Sunt sigură că din informația care am primit-o astăzi reciproc, vom găsi acel echilibru și vom avea succes la promovarea legii bugetului pentru 2014, bugetul asigurărilor sociale. Noi avem deja mai multe lucruri acceptate, pentru că femeile în majoritatea gândesc la fel, adică și eu ca ministru femeie sunt îngrijorată de problemele femeilor și pentru proiectul bugetului pentru 2014 deja am venit cu propuneri de majorare a unor indemnizații la naștere, indemnizația de îngrijire a copilului, alocații sociale pentru persoanele cu dizabilități din copilărie, alocația de îngrijire, noi formule de calcul pentru indemnizația de îngrijire pentru femeile asigurate, adică sunt deja mai multe politici sociale bune propuse în proiectul bugetului pentru 2014. Un subiect de discuție a fost și reducerea economiei tenebre, care văduvește simțitor bugetul de stat. Împreună trebuie să contribuim ca să avem o economie scoasă din întuneric în întregime, să avem responsabilitate comună, atât angajatul cât și angajatorul, și patronatele, sindicatele și guvernul pe platformă de discuții în cadrul Comisiei Tripartite să găsească acel consens pentru a asigura liniștea socială și dezvoltarea modernă a Republicii Moldova. Problemele sunt aceleași care le expun și femeile din agricultură. Au fost înaintate multe propuneri din numele femeilor, ce trebuie de făcut, care eforturi trebuie atât din partea guvernului cât și din partea activiștilor sindicali pentru a micșora sau a înlătura acea economie tenebră, pentru a avea mai mulți bani în bugetul de stat, în bugetul asigurării sociale, ca să putem soluționa problemele. Care s-a scurs, sindicatele au acordat o atenție sporită muncii la negru, salariilor în plic. Chiar această situație s-a analizat de către Confederația Națională împreună cu reprezentanții ai Organizației Internaționale a Muncii. Cum credeți, acest flagel va fi stârpit și în cât timp ne putem aștepta la o situație mai bună, să zicem, la acest capitol? Eu aș adresa un mesaj către societatea civilă, către cetățenii care ne privesc acum. Sindicatele, patronatele și guvernul nu poate să-și facă nimic dacă nu va fi o înțelegere, o înțelepciune a membrilor de sindicat și salariați care acceptă regulile și muncesc la negru, neformând situația, neformând contracte individuale de muncă. Aceasta este o problemă comună, dar eu sper că împreună cu Inspecția Muncii a Sindicatelor, împreună cu Inspecția Muncii de Stat, împreună cu sprijinul experților din OIM și împreună cu guvernul și cu patronatele, anul 2014 va fi un an foarte interesant privind combaterea muncii la negru, muncă gri, cum noi dorim să o numim, pentru că
sursele care sunt în ramura aceasta tenebră se cifrează la nivel de 15 miliarde de lei și ei este cu interesat și medicina asigurată, și fondul de pensii, și bugetul național, etc. Și noi considerăm că împreună cu presă, împreună cu presă scrisă, electronică, ziarele, trebuie să abordăm problema, să cunoaștem cine sunt eroi. În presă nu ați văzut nicăieri cine este patronul X care achită salariile în plic. Nu sunt depistate, foarte greu să depistează. Dar noi trebuie să depunem efortul să cunoaștem eroii care se schivează de la plata impozitelor și achitarea salariilor în plic. Despre realitățile, impactul și esența economiei informale s-a discutat în cadrul unei conferințe cu același generic, la care au participat și reprezentanții Organizației Internaționale a Muncii. Potrivit acestora, anul 2014 va fi unul al combaterii acestui flagel, acesta fiind un punct primordial pe agenda OIM. Organizația Internațională a Muncii are de multă vreme în preocupări combaterea acestui fenomen care constituie în ultimă instanță un atentat la demnitatea lucrătorului, adică munca informală. Anul viitor, în cadrul Conferinței Internaționale a Muncii, unul din punctele de pornire de zi va fi tocmai dezbaterea în vederea adoptării unui instrument juridic al Organizației Internaționale a Muncii în vederea diminuării și punerii sub control acestui fenomen. Ar putea fi implementat un astfel de mecanism care să depisteze aceste încălzări? Acum se elaborează un document important care noi vom lucra împreună cu Ministerul Muncii, cu domnul Sainciu, cu patronatele, să fie elaborată nouă sistemă de salarizare în sectorul real al economiei. Asta va da posibilitatea că va fi o particică mai grea care poate fi ascunsă în umbră pentru cei care folosesc munca la negru. Am înțeles. Tot în acest an s-au semnat o serie de convenții colective la nivel de sindicate de ramură. Vorbim despre o modernizare a sindicatelor din punct de vedere teritorial atunci când vine vorba de aceste convenții? Sunt la nivel de teritoriu semnate 7 convenții și a fost un proiect norvegian și noi considerăm că foarte important pentru teritoriu că s-au format structurile patronatului în teritoriu, avem și parteneri, dar și sunt niște puncte deja concrete, pentru că va veni perioada anul 2014-2015, va fi descentralizată sistemul de finanțare, adică o parte din impozitele trebuie să rămână la nivel teritorial și acolo se negociază deja pentru odihnă copilului, pentru diferite amendamente la salariu, etc. Una. Doi, la nivel de branșă au început să fie mai concrete diferite cerințe, pentru că sindicatele pledează pentru ce? Noi negociem, în primul rând, condițiile, salariile, calificarea, etc. Și dacă sunt aceste puncte incluse și clauzele sunt în contractele colective la nivel de branșă, este foarte bine pentru membrii sindicat să cunoască regulile și să beneficieze drepturile acestea. Aceste convenții, ca să înțeleagă și telespectatorii noștri, vor asigura mai mult confortul salariat. Corect. Mai mult decât atât, ei sunt obligatoriu pentru implementare. Nu recomandabil, dar obligatoriu. În 2013 știm că Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a investit bani și în bazele de odihnă ale copiilor, dar și în instituțiile balneosanatoriale, care sunt aflate sub tutela sindicatelor. Care este impactul preconizat în urma acestor investiții în aceste structuri? Mai bine de 12 milioane de lei au fost investite în bazele de odihnă, în primul rând în cazangeria, în recuperarea sănătății, în acoperișuri, în cantine, Codru, Călăraș, Simașa, Cahul, Nufrulal, Bucuria, Simașa, Camping și Perlele Nistrului. Dacă noi vorbim de unele standarde europene pentru populație și pentru copii, dați la fața locului să creăm condiții. Eu vă asigur, dacă o să vedeți cum va fi dată exploatarea terenului sportiv la Perlele Nistrului, vom construi și un bazin la sanatoriu Bucurie și alte probleme, atunci oamenii se vor simți bine acasă, vor fi tratați bine și atunci se vor simți că în Europa, în Moldova. A venit Europa aici la noi. Aici va fi mai bine așa. Înțeles. Totodată, anul acesta a venit și cu un aer proaspăt pentru publicația Vocea Poporului și în același context s-a lansat și portalul analitic www.vocea.md. Acum, după un an, cât de îndreptățite vă sunt eforturile în reînvierea acestei publicații și dacă s-a meritat? S-a meritat de plin, pentru că Vocea Poporului este Vocea Poporului. Asta este o, să zicem așa,
un ziar cu 20 de ani, așa, experiență și colectivul care a muncit, și domnul Copo, și domnul Ciurea, și cei care s-au dus la pensie bună meritată, și doamna Gela Chicu, care muncește astăzi. Este un tiraj poate nu atât de mare la nivel de 8.000 de exemplare, dar noi sperăm că va fi și 10, va fi și niște lucruri foarte interesante, dar ce pe noi ne bucură? Să abonează și tinerii, Consiliul Tineretului, să abonează și studenții, să abonează și unii pensionari care se interesează. Și noi considerăm că ziarul trebuie să devină cât mai larg pentru publicul larg și să citească, să cunoască cu ce ne ocupăm, ce negociem și ce așteaptă pe noi mâine. Vă spun încă o dată, ziarul va fi pe zi ce trece mai interesant. Și dacă anunțam la începutul acestei ediții că nu vom reveni la lansări, totuși o vom face. Anul acesta a fost unul al lansărilor, chiar la concret vorbind. S-au lansat școlile de vară pentru sindicaliști, academiile de vară, dialog social, dar și proiectul pilot Școala Sindicală din Moldova. S-au trasat deja unele concluzii la acest capitol, da. Dacă vor continua ele și în 2014? Vor continua. În primul rând, sunt proiectele interesante și banii care ne ajută colegii din Austria, Olanda și noi alocăm sursele necesare. Pentru noi e important că membrii de sindicat, liderii de sindicat, după serviciu, în perioada de odihnă, sâmbătă, duminică, frecventează școala sindicală, primesc cunoștințele de bază și pe noi ne bucură că oamenii doresc să cunoască regulile de joc, ce se întâmplă în Moldova și cum poate fi protejată salariat în situația în economie de piață. Asta ne bucură că crește potențialul societății civile de a cunoaște mai profund toate drepturile și obligațiunile salariatului din Republica Moldova. În această vară și jurnaliștii au avut posibilitatea să participe la o academie de vară. Va continua ea și în 2014? Va fi deja o tradiție, pentru că dacă noi dorim să vedem oglinda unde sunt reflectate evenimentele, ce se petrece în societate, sindicatele, patronatele, guvernul, dialog social, etc., noi trebuie să discutăm ochi în ochi cu cei care scriu, cu presă scrisă, electronică, etc. Și noi considerăm că asta e un lucru binevenit. Ce își mai propune Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova pentru anul în care am intrat deja? Ce acțiuni sunt puse în plan și când se vor realiza acestea? În primul rând, anul 2014 este și în plan electoral important, pentru că ar fi și alegeri și cetățenii vor participa activ. Noi nu suntem parte politică, nu participăm nemijlocit în alegeri, dar considerăm că în anul când vin alegerile, trebuie să fie realizate unele probleme sociale. În primul rând, locurile de muncă, cu investițiile care vin în reconstrucția drumurilor, în problemele de canalizare, efectiv, zicem așa, toate problemele care sunt abordate, mai mult decât atât, noi să urmărim foarte strict privatizarea întreprinderilor de diferite sectoare care va fi supuse privatizării, să nu pierdem personal, să nu pierdem locurile de muncă, pentru că asta tot este un lucru important. Și, desigur, trei cele mai importante probleme. Combaterea muncii la negru, pentru că este un flagel pentru Republica Moldova și eu consider că trebuie să depășim acest flagel. Cât de cât, fiecare zi să micșorăm pe 1%. 3. Calificarea personală. Asta este important, pentru că vin investițiile. Noi trebuie să avem în țară oameni care sunt calificați, care poate să-și pătrundă în esență problemele tehnologiile contemporane. Și 3. Sănătatea populației. Cu medicina asigurată, cu investițiile, cu alocările. În medicina asigurată trebuie să se concentreze cât mai mult să fie alocate sursele pentru sănătatea omului. Nu numai pentru reparație, pentru transport și pentru alte probleme. Pentru sănătatea omului. Ponderea să crească. Acestea să fie atunci cele mai importante probleme și investițiile sindicatelor în anul 2014. Le Buță, noi vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Doamnelor, domnilor, suntem pe final de emisiune. Sunt Rodica Vâlcu și în numele întregii echipe de creație vă dorim sărbători fericite. Acele care au mai rămas. Ca popor creștin ce sunteți, să le sărbătoriți așa cum se cuvine, cu multă liniște și pace în suflet. La revedere! Dincolo de munții, pungii și-ai chimerii, le-am cules azi noapte florile de măr. Dincolo de munții, vieții și-ai chimerii, le-am cules azi noapte florile de măr.